Bună ziua, doamnelor și domnilor, sport someșan. Astăzi vorbim despre ce înseamnă să fii antrenor de basket la diferite niveluri, cum se face trecerea de la jucător la antrenor și cam care ar fi viziunea cluburilor și a federației referitor la basketul de performanță. Sigur că aici o să comparăm probabil cu educația fizică. Invitata mea de astăzi este Laurenția Chira, proaspăt campioană națională la copii și jucătoare de basket în Dej. O să se prezinte ea, că așa e cel mai bine. Bine ai venit, Laura! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Într-adevăr, am avut niște rezultate foarte bune ca și antrenoare în ultimul timp și am reușit să fiu și vicecampioană și campioană și să obțin locuri fruntașe în finalele pe țară, atât în campionatul Federației Române de Basket, cât și în cele ale Ministerului la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Te iubesc părinții copiilor foarte mult sau cum se întâmplă că ai atâtea apariții pe Facebook? Cred că nu ți le pui tu să te lau, să te vadă soțul, mama, tata, prieteni. Nu, bineînțeles. Cred că mă iubesc mai mult fetele și probabil și prin intermediul lor și a, cum e acum cu Facebook-ul, află lumea mai multe informații decât în trecut și să preiau așa și din discuție în discuție ajung probabil și la cei care pot să facă un reportaj sau să amintească despre rezultatele foarte bune ale generației pe care o conduc. Am văzut că ești foarte apreciată și de oameni care se pricep la sport și de oameni care nu se pricep la sport, dar au postat multe texte. Care e relația cu copiii? Pentru că din poze se vede că te adoră. Eu cred că am o relație foarte bună și aceasta am dobândit-o în timp, pentru că lucrez cu aceste fetițe încă de când erau în clasa a treia, erau la clubul sportiv de pe lângă liceul nostru și am reușit să le cresc. Pot să zic că am fost ca o a doua mamă pentru ele și acum să fim chiar prietene bune și asta se reflectă, cred că, și în rezultatele pe care le avem. Ce clasă sunt ele acum? Clasa 8-a. A 8-a și a 9-a. Și copiii tăi sunt geloși? Cred că nu. Am avut timp destul și pentru familie și sunt foarte înțelegători și atunci este bine, le împăcăm. Știu, mama e antrenoare dedicată și nu ne băgăm, nu? Acceptă. Băieții tăi? Băieții mei sunt mari acum, jucători de fotbal, cel mic, să zic, are 14 ani, cel mare 18 și pot să spun că sunt foarte mândră de ei. Până la ora actuală au rezultate foarte bune și pe plan școlar și sportiv, amândoi. Și cu sporturile este mai mult cu tatăl, mă gândesc că nu joacă basket, joacă fotbal sau? Nu, cel mic chiar face fotbal de performanță, de 4 ani de zile facem naveta cu el la Cluj, a început la Dej, la clubul sportiv și l-am transferat la Universitatea Cluj. Am crezut că acolo e un mediu mult mai prielnic și mai bun pentru a se dezvolta și a face această performanță care el și-o dorește din tot sufletul. În urma discuțiilor financiare și materiale care au fost în cadrul clubului, în urmă cu 2 ani de zile, antrenorul Robert Laiș de la Universitatea Cluj a hotărât să-și formeze un club privat și am considerat că este în măsură să-l educe și să-l formeze, având totuși o vârstă, zic eu, fragedă încă, și l-am transferat la acest club care se numește Viitorul Cluj. Este și acum acolo, acolo joacă, da, la Robert în echipă și îi mulțumesc. Robert, că... și Robert e hotărât, așa, l-am avut student. Da, foarte hotărât și serios. Și a fost persoana care a reușit să-l strunească un pic, fiind o fire foarte energică, Cristi, și doritor de a câștiga și de a învinge. Eu zic că are și talent, acum vom vedea pe viitor. Nu se știe de la această vârstă dacă o să ajungă neapărat un mare fotbalist, deși noi ne dorim și facem toate eforturile ca și părinți să îl susținem și să aibă un mediu bun de a se dezvolta. O idee formidabilă care se întâmplă, are loc în capul, în mintea, în sufletul unui antrenor, adică eu vreau să fac performanță cu voi, dar nu știu dacă întotdeauna voi sunteți cei care într-adevăr veți putea face performanță.
Eu zic că e foarte greu să-i spui la un copil de 12 ani sau de 10 ani, tu sigur o să ajungi mare fotbalist sau mare sportiv. Pentru că nu știi ce-ți rezervă viața, nu știi spre ce o să se orienteze mai târziu sau ce, probabil și sport, o să-i placă altceva. E bine să pornească, să muncească, să știe că fără sacrificii nu se poate face performanță și dacă are, să zic așa, și un pic de șansă și noroc, poate să ajungă. Părinții sportivelor tale, ale fetelor, ale elevelor tale, știu lucrurile astea, că nu neapărat vor ajunge mari performere toate. Am discutat cu dânsii, încă dinainte de a ajunge aceste fete la clasa de sport, am dus o muncă de lămurire cu ei pentru că aveau așa dubii în legătură cu învățătura, cum este la clasa de sport, au vrut să le dea la alte profile. Până la urmă am reușit să-i conving și cu această generație să demonstrăm tuturor că se poate face și sport și carte, cel puțin până în clasa 8-a, când am zis eu că fiecare poate să ia o hotărâre, deja ne dăm seama dacă au calități și pot să facă sport de performanță sau se pot orienta spre alte profile. Și nu o să-ți pară rău să-ți plece? O să-mi pară foarte rău, dar până la urmă trebuie să ne gândim la copil. Sigur că și performanța la ora actuală e extraordinară pentru mine ca și antrenor sau ca și profesor, dar până la urmă trebuie să ne orientăm spre binele copilului. Cel puțin eu așa gândesc. Și știu deja, m-au anunțat niște părinți și fete care fac parte din această echipă campioană că se vor reorienta la alt profil în clasa 8-a și nu pot să zic decât că le urez succes și sper și de acolo să poată veni măcar un an încă la antrenamente și să mai obținem o medalie anul viitor. Eu nu pot decât să te felicit sincer pentru modul în care gândești și respectul pe care l-ai față de copii. În contextul în care am văzut foarte mulți copii, așa zis, sportivi, terminați, ratați, nu găsesc un cuvânt mai soft, dar au fost copii care au sperat foarte mult să joace în divizia sau să fie la lotul național și antrenorii i-au păcălit. Nu le-au spus că nu au aptitudini. Asta presupunea să li se descompleteze grupa, să locuiască cu altcineva, nu aveau cu cine și atunci rămân familii și copii dezamăgiți, nemulțumiți. Copiii care, băieți, de exemplu, voleibaliști la 1,70 și ceva, 1,80, care iubesc sportul ăsta la nebunie și nu le-a spus nimeni că, de fapt, nu vor putea juca volei în divizia la înălțimea asta. Ci, din potrivă, erau cumva... Un răspuns final era amânat prin povestea dacă o să crești și muncești, poți să ajungi și să joci. Și, de fapt, antrenorii știu. Că noi știm care vor crește. Că noi, de exemplu, la voi să spunem, vai, fetele astea frumoase la volei, ce înalte se fac și ne dăm copilul la basket. La volei. Voi la basket la fel. Vai, la basket, se lungesc fetele astea. Uite. Și nu e așa, pentru că noi selectăm pe cei care cresc. După dimensiunea segmentelor, după părinți, după tot felul de formule. Și oamenii, neavând cultură sportivă, nu se pricep și au mari dezamăgiri până la urmă. Același lucru se întâmplă la basket în Cluj, cu mulți campioni naționali și nu mai apucă să joace la divizia. Deci este motivul pentru care eu chiar te apreciez tare mult. Spune, cum era tata când erai tu junioară, cum era tata la meciuri. Și cum ești tu acum cu fotbalistul tău? Tata era foarte exigent și la vârsta aceea nu înțelegeam de ce. N-a lipsit de la niciun meci, venea inclusiv în deplasare, deci făcea niște eforturi foarte mari, acum îl înțeleg și eu. Trebuia să renunțe la alte lucruri ca să fie alături de mine. Și după meciuri la care eu eram foarte fericită de cum am jucat și am câștigat meciul, ajungeam acasă, niciodată nu discutam la sală sau de față cu alte persoane și făceam o analiză a jocului. Și începea să-mi spună, acolo trebuia să dai pas, atunci trebuia să dai la coș, nu te-ai apărat, n-ai făcut aia. Mi-era o ciudă extraordinară. Și mă gândeam, oare se uită la alt meci sau ce de nou observa ce am făcut eu pe teren. Bine, ce ai făcut? Da, și... Bineînțeles, trecând anii și crescând, mi-am dat seama că nu-mi dorea decât binele și faptul că mi-a atras atenția tot timpul,
că greșesc, m-a ajutat să elimin din aceste... N-ai avut atitudinea asta sau n-ai avut răbufnire. Lasă-mă în pace, nu ești antrenorul meu. Nu mă interesează, nu mă mai spune. Cum să nu? Deci eu cred că orice copil sau orice sportiv are atitudinea asta la fel cum are și a meu, deci băiatul meu. Sigur că am avut, dar la vârsta aceea gândește altfel, ești într-o altă lume și sigur, da. Dar cu al tău cum faci? Îi spui la fel, repeți regula familiei? Da, niciodată nu i-am spus că el e cel mai bun, că el e, ca și el nu există, că sigur o să ajungă mare fotbalist, nici lui, nici la cel mai mare, pentru că și cel mare iubește sportul și i-am dat de înțeles că ar fi bine să axeze mai mult pe învățătură, pe carte, pentru că eu cred că acolo se poate dezvolta mai frumos, cel mare. Și am înțeles că deci n-are sportul potrivit pentru gustul lui. Nu, el iubea foarte mult basketul, fiind primul meu copil, eu mai jucând după ce am născut, l-am dus cu mine la foarte multe meciuri, în cantonamente, a trăit, pot să zic așa, într-o sală de basket și iubea la nebunie basketul și acum îl iubește. Și nefiind basket de băieți la Dej, nu a vrut să practice, adică a încercat și fotbal, și dansuri, și karate, și nu și-a găsit locul. Arbitrează, vine la meciurile mele, încă nu, la meciurile mele amicale, știe perfect, ne ajută la masă, la foaie, la tabelă, deci iubește acest sport, dar din păcate nu a putut să-l practice. Acum joacă fotbal la CFR Dej. Deci are calități, poate să practice orice sport, dar a rămas cu și gândul la basket. Și bunicul lor, tatăl tău, merge să se vadă și pe ei. Da, sigur că da. La fel de exigent. Nu chiar. Nu, chiar acum e bunic. Acum a predat ștafeta și suntem noi acum. Dacă care e bunic, suntem nu mai așa bunic, nu, ești mai îngăduitori. Nu, mai îngăduitori acum și altă relație. Eu mă amintesc cum venea acolo un domn frumos, tatăl tău, tot timpul, cu trenci lung și se agita și se mai strunea și, mă rog, în echipa lui Petre Stăvaru cu câteva persoane acolo care tare vă iubeau și basketul de duminică așa făcea parte din... din viața lor. Da, era ceva foarte frumos în perioada în care era divizia la Dej. Aveam rezultate bune și la basket, și la volei, și la fotbal. Deci atunci lumea era împărțită și tot weekendul era ocupat numai cu a susține echipele din Dej. A fost o perioadă foarte frumoasă. Sper să mai fie la Dej, deși situația materială, cred că și financiară, nu cred că o să fie favorabilă și propice pentru a mai ține sau a mai exista două echipe de divizia. Ne bucurăm că rezistă voleiul în continuare și lumea știe de Dej, este echipă de divizia, este centru de excelență și noi la nivel de juniori încercăm să găsim talente care să le urcăm spre alte trepte, în alte orașe și unde sunt echipe divizia sau loturi naționale chiar. Dar deja am putea spune că e o tradiție ca jucătorii să se facă antrenori sau arbitri, oricum să rămână aproape de lumea sportului de performanță. Cum ai simțit trecerea de la jucătoare la antrenoare? Pot să vă spun că mi-a fost foarte greu să renunț. Am avut-o la joc. Mă refer, când a trebuit să-mi închei cariera de sportivă, parcă nu-mi găseam locul. Nu am început direct cu antrenoratul. La vârsta aceea pot să vă spun că nici facultatea de sport nu aveam începută măcar, dar pe terminată. Știu asta. Știți foarte bine, pentru că datorită dumneavoastră și aici vă mulțumesc că atât eu cât și colega mea Simona, la asistențele părinților, bineînțeles, de acasă, după aia domnului profesor Stăvaru, am ajuns la dumneavoastră și dacă nu ne-ați fi încurajat în acea perioadă, cred că nici la ora actuală probabil n-am fi făcut acea facultate, deoarece nu mai aveam încredere. Noi eram la o vârstă un pic mai înaintată decât alții și aveam așa o nedumerire și o teamă. O reținere, o teamă. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și înainte și în timpul facultății și după.
Am reușit să terminăm această facultate și bineînțeles că dragostea față de sport și față de basket au făcut ca până la urmă să ajung tot în sală și să practic această meserie de profesor, care eu zic că într-un fel mi se potrivește, deoarece iubesc mult copiii. Cred că ți se potrivește. Am intrat o dată în sală la Dej, eram cu profesorul Dimitriu, nu știu ce treabă aveam acolo, și era Laura antrenament. Și eu îi făceam semn de pe margine, Laura, Laura. Vezi de treabă, nu mă vedea deloc și nici eu nu-s mic. Și zic, băi, am nimerit-o cu fata asta. Îmi pare rău că nu m-am observat, sincer, da? Probabil eram absorbită de antrenament. Eu m-am bucurat că nu m-ai văzut, pentru că ți-ai făcut treaba, trup și suflet, și m-am bucurat foarte tare. Și Simona cred că face la fel. Da. Deci, facultatea, tampon, te-a ajutat cumva facultatea sau... Da, bineînțeles. Eu cred că pentru un bun antrenor, aici mă refer numai la antrenorat, nu și la profesori de educație fizică, ca să fii, zic eu, un antrenor împlinit, trebuie să ai și practica, deci să fii și fost și jucător, dar și școala. Deci trebuie îmbinate amândouă ca să... Eu simțeam că voi știți ce, să vă selectați, din ce vă dă școala, să vă selectați ce vă trebuie chiar la meseria de antrenor. Așa vă simțeam, că erați vreo trei antrenori și profesori, adică și studenți din Dej. Nu era Gheo la volei? Da. Și Simona, și voi știați ce vreți, erați acolo implicați deja și știați ce să vă selectați. Sunt unii dezorientați. Sunt acum. Noi știam că vrem să lucrăm în acest domeniu. Sigur că noi pe basket, Gheo pe volei s-a axat cel mai mult și în domeniul acesta ne era mai ușor un pic și în cadrul facultății la orele respective. Mai greu cu alte materii, dar în final ne-am descurcat și acum toți trei suntem profesori și cred că ne facem treaba, așa, Gheo cum se cuvine. Gheo e chiar profesor acum, a renunțat la antrenorat, nu? Gheo fiind Lazar Victor, antrenor, jucător multă vreme și antrenor al echipei de volei băieți. Da, este profesor de educație fizică. Și Simona? Simona, tot în cadrul liceului nostru, e antrenoare la categoria de vârstă mai mare decât cea pe care o antrenez eu, la jucătoare sub 18 ani. A avut și are rezultate foarte bune și cu această generație. Ne bucurăm că suntem împreună aici și ne completăm pentru a reuși, de când suntem noi, în fiecare an să ne calificăm la un turneu final, ceea ce în ultimul timp nu s-a prea întâmplat la Dej. Și pe lângă faptul că ne calificăm la aceste turnee finale, reușim să aducem și medalii acasă, ceea ce e foarte bine, zic eu. Școala cu siguranță primește bine medaliile, părinții am văzut în poze pe Facebook la fel. Cum crezi că este, unde este locul medaliilor în practicarea sportului la nivel de copii? Medalii și locuri și diplome, pentru că observ, este o tendință foarte mare, observ la karate, la basket, unde sunt mulți copii, la fotbal, se organizează multe competiții și toți doresc să câștige. Mai ales părinții, sunt și părinți, de asta e alt capitol. Cum vezi situația asta? Că ei sunt mulți practicanți, câștigă un singur om sau o singură echipă și toți ceilalți sunt perdanți. Și mi se pare că se creează un mecanism prin care nu aducem plăcere și bucurie majorității copiilor. Că, cum am spus, cei mai mulți pierd și sunt supărați și triști și nu aș vrea să fie copiii triști. Da, chiar cu această generație am simțit și noi ce înseamnă să nu ai o medalie la gât, participând la campionatul de baby basket și mini basket, unde, vă dați seama, au fost câte 60 de echipe. Și doar primele trei au fost medaliate și au primit chiar tricouri de campioane la acea vârstă, celelalte primind doar o medalie de participare. Au suferit, bineînțeles, și fetele noastre și celelalte fete din echipe. Nemedaliate, majoritatea. Exact, nemedaliate. Și acum, dacă ar fi strict să mă întrebați pe mine, sigur că eu sunt bucuroasă că am câștigat medalii la nivel de juniori. Dar
Probabil că ar trebui să ne axăm mai mult pe plăcerea de a juca, de a face sport, de a aduce copiii în sălile de sport, de a le da o șansă fiecăruia și a-i mulțumi că participă la competiția respectivă. Se pune foarte mare accent pe rezultate și aici nu știu dacă neapărat antrenorul sau probabil școala sau ministerul îți cer tot felul de să ai la portofoliu o medalie, să fii câștigător al nu știu cărui campionat în detrimentul, poți să zici așa, al elevului. Până la urmă, așa cum ați menționat, ei suferă. Eu cred că până la vârsta de 14-15 ani ar trebui să fie cumva creat un sistem în care să nu se facă așa mare diferență între copii. Știi cine mi-a relevat prima dată chestiunea asta? Deși o simțeam, dar nu puteam povesti, nu puteam spune. Colegul tău, Creț, de la volei, care era a doua oară câștigător de mini-volei, campion național, și l-am întrebat câți dintre copiii ăștia vor juca divizia. Zice, niciunul. Și am fost foarte stupefiat de-a dreptul, am fost foarte mirat și am înțeles că el câștiga la nivelul ăsta competiția cu copii care erau viguroși, care erau mai tari, dar care nu creșteau. Iar cei care se fac de 2 metri, cum spun eu, ca și titlul generic pentru cei înalți care, cel puțin din punct de vedere somatic sau cel puțin din punctul de vedere al înălțimii, intră într-un model de performanță, trebuia să reia pregătirea clasa 8, a 9, a 10, cu unii care erau deja gata crescuți. Și eu am pățit așa cu fete pe care le-am antrenat la Baia Mare. Le luai clasa 5, a 6 și fiecare antrenor este furat de faptul că găsește una fâșneață, cum se spune, una fâșneață care face tot jocul. Iar cele care erau foarte înalte și care puteau să ajungă jucătoare de lot național, sau aveau șansa, nu jucau pentru că pierdeau. Da, la vârsta ce erau neîndemânatice și stăteau pe margine și, până la urmă, schimbă sportul sau se lasă. Și de asta am vrut să aduc discuția și cei care ne privesc să înțeleagă că este un aspect foarte delicat al meseriei. În situația în care oamenii sunt lămuriți. Băi, copilul meu nu crește. Dar îl aduc aici, într-un mediu asanat, într-un mediu curat, cu profesor care se ocupă de el, care îi cere și dă. Atunci, sigur că, da, practicarea sportului mi se pare extraordinar de importantă. De sportul își acoperă pe deplin funcția formativă. Să-l înveți pe om, să-și dea silința, să se lupte, să învețe să câștige, să știe să piardă și toate lucrurile astea. Să se descopere, să vadă dacă e îndemânatic sau nu, să știe să lucreze la el. Disciplinează. Să lucreze la el, în cunoștință de cauză. Sigur, și disciplinare. Noi când spunem disciplinare, înțelegem așa o chestie foarte dură. Disciplină, ca zonă, chiar ca zonă, dar nu la modul ăsta m-am referit, dar totuși cine face sport și are antrenamente în fiecare zi, ca să poată să facă față și la școală, trebuie să aibă un program mai ordonat. Deci nu neapărat o disciplină strictă, dar un program mai ordonat și organizat în asemenea măsură încât să poată să... Ați avut colegi de facultate, care, studenți care nu au practicat sport de performanță? Da. Se simțea vreo diferență între voi și ei? Eu zic că da. Cum? În primul rând la comunicație. Deci noi eram mult mai deschiși, mult mai prietenoși, mult mai, să zic așa, dezinvolți. Dezinvolți, da. Ei erau puțin mai retrași. Erau, mi se părea așa, mai închiși. Și cred că îți dai seama de dacă cineva a făcut sport sau nu și după primele întâlniri, ca și primele care le ai. Da, da. Închidem aici prima parte a emisiunii, da. Că vine publicitate și Cornel Pop iarăși mi-a făcut semn din poziția de drept și își reiau și o poziția asta a publicitate. We'll be right back.
Bună ziua, stimați telespectatori! Revenim în platou la Sport Someșan cu invitata de astăzi, antrenoarea de basket, profesoara Laurenția Chira. Discutasem o mulțime de lucruri referitoare la basket și am ajuns la modul în care sportul își lasă amprenta asupra personalității copiilor atunci când antrenorul dorește acest lucru și știe să-l dirigeze. Crezi că sunt mulți copii care au avut antrenori preocupați de latura personalităților, a educației? Sau sunt și unii care învață să joace volei, basket, fotbal și lasă în plata Domnului și ei, copiii aceia învață ce văd la televizor, ce au la radio? Cred că majoritatea antrenorilor și a profesorilor se ocupă și de educația elevilor. Acum, sigur că sunt și cazuri excepționale când copiii mai lipseze la școală jucând la 2-3 categorii de vârstă, plecați pe la loturile naționale și atunci e foarte greu să țină pasul cu cei care ferventează cursurile, dar cred că majoritatea se ocupă și de educația lor. Cum rezolvi tu sau copiii și părinții antrenament, școală și un pic de viață privată, de film, de Facebook, de... Strict, înțeleg la ce mă refer, integrarea lor cumva în social. Mie mi este puțin mai ușor și am să vorbesc strict referitor la generația mea și la echipa mea. Le sunt și dirigintă la școală. Și atunci mi-e foarte ușor să mă implic și în educația lor și să îi sprijin și să știu în fiecare moment ceea ce se întâmplă și la școală. Am fete care învață foarte bine, 10 pe linie în clasa de sport, premiate și cred că acest lucru se datorează în primul rând sigur și nouă dascălilor și profesorilor, dar familiilor din care fac parte. Pentru că fără sprijinul părinților degeaba am încercat noi să le explicăm că este necesar să-și pună niște baze și în învățătură pentru a reuși mai departe în viață, deoarece așa, nu știu... Așa faci și tu la fotbal cu fotbaliștii, cu fotbalistul din familie? Da, să știți că îl țin din scurt și este un elev care ține pasul cu premiații, să nu zic altfel. Da. A terminat clasa 5-a, 6-a cu media 10 generală și clasa 7-a cu 9. Probabil. Glumesc. Prinde repede la școală, deci nu pot să zic că e un elev care învață foarte mult acasă. Nu, deci aici a exclus. Își face temele care le primește și este foarte ordonat în program. Nu excelează în a lucra suplimentar, dar pentru cerințele actuale și, zic eu, pentru efortul care îl face, se descurcă bine. Deci nu face prea multe lecții în privat. Voi la basket sau la volei sau la alte sporturi ați putea face lecții în privat? Eu de-abia aștept să câștige profesorii de educație fizică și antrenorii foarte mulți bani. Să facă lecții în privat la greu? Nu. Și nu cred că este profesor de volei sau de basket care poate să zică câștigă în plus pe lângă ore. Cel puțin ce la Dej. Ciudă. Deci cel puțin la Dej, nu știu în altă parte. Ce ciudă, sincer, am uite pe ăștia mei, nu pot să câștige bani în privat, să facă lecții la greu ca să fie copiii cei mai buni din clasă și premianți din clasa 1-a până între a 12-a și care n-au vreme să facă niciun sport. Aia mai sunt unii care fac și sport și lecții la greu. Dar mi se pare că e o defecțiune a sistemului nostru. Da, și este o modă și cu orele obligatoriu, dacă chiar din clasa 1-a știu foarte mulți părinți care le îngrădesc timpul de joacă al copiilor și de a practica sport pentru că îi trimit la ore de engleză, de germană, de română, de matematică, de nu mai știu eu ce și vor copilul să-i facă fericiți. Nu cred. Nu cred că asta e o modalitate de a face fericit un copil. Cred că dacă îi lași timpul liber, atât cât e să se joace, să zburde, să alerge, e mult mai important. Să aibă o sănătate, în primul rând, a organismului și a corpului și... Eu zic cosmonaut.
Probabil. Deci eu nu sunt adept a orelor, sigur că trebuie sprijiniți atunci în cazul în care vezi că nu se descurcă singuri. Și vor să facă tocilar? Cel puțin în clasele 1-4, deci din câte discuții am avut și am stat, mai ales în clasa a 4-a, să fac selecție și aproape toți părinții își văd copiii doctori, avocați, mari, prietenoși. Da, da. Doctori, avocați, prietenoși. Încep să se liniștească după ce ajung la profesori și încep să fie notați, nu cu FB și FB cu steluță și cu două steluțe și cu trei și așa mai departe și își dau seama pe parcurs și încep să din clasa 7-a, 8-a să îi reorienteze pe copii spre aptitudinile care le au, zic eu. Ai avut copii de genul ăsta care fac multe ore în privat și să încerce să facă și sport? Nu. Sigur că acum am generația, e clasa 8-a și pot să spun că acum, în clasa 8-a, am elevi în clasă care iau ore de matematică și de română. Se pregătesc pentru evaluare. Sigur că noi la clasele de sport avem un mic avantaj, să zic eu așa, în clasa 8-a cu examenul de evaluare, fiind proba sportivă care se dă înainte de teorie și, în general, cei care au aptitudini sportive și au aceste probe reușesc. Aici profesorii pe bănet. Nu știu. Aici pe navete, dați drumul pe bănet, intrați în rând cu lumea bună. Și așa eu cred că totuși e bine să fie pregătiți un pic pentru viață. Nu se știe dacă o să facă sport. Doamne ferește, de o accidentare, de ceva. În lumea sportului se poate întâmpla orice. E bine să fie pregătiți să facă și altceva. Nu, nici nu vreau să numesc performanță sport care se face până la clasa 10. Da, un sport care trebuie făcut de orice om normal. Exact. Să facă mișcare, orice om normal sport trebuie și să fie într-o în gașca lui, gașca mea nu poate să stea liniștită. Deci trebuie să aibă cadrul de referință în care oamenii se cunosc, se recunosc, se formulează dinamica socială a grupului, învață lucruri folositoare în viața reală. Performanță, eu sunt de acord să facă ore plus și la matematică și la sport. Cei care au aptitudini, care n-au aptitudini să nu-și mănânce viața nici făcând așa zis sport și nici așa zis știință, nu știu de care, dacă el nu are aptitudini sau dacă nu-i place. Deci asta e predoarea mea mereu pentru a face sport sub formă de educație fizică. Ce crezi, se folosește în școală sportul ca mijloc al educației fizice? Băiatul tău mai mare îndrăgostit de basket face, practică basket în școală. Ca mijloc al educației fizice, nu basket de performanță. Da. Deci practică este pare elev la colegiul Andrei Mureșanu și la acest colegiu chiar au și sunt scriși în campionate la vole, la basket, știu sigur, pentru că și el a participat și a ajuns chiar la județ, sigur, acolo a întâlnit echipe care fac performanță și le-a fost greu să răzbească mai departe, dar se adună și le place se și folosesc și joacă și exact, un mijloc coordonat de a ne întrece și de a da arbitru și de a chiar cu echipa de la Andrei Mureșanu de băieți, încă de când eram junioară, țin minte de la domnul profesor Stăvaru, că ne aducea o dată pe lună o echipă de băieți să jucăm cu ei. Sigur că nouă ne plăcea fiind fete, vin băieții, jucăm și lor, sigur, și se apărau foarte bine și noi iară. Acum înțeleg și am început și eu să practic aceste antrenamente pentru că e mult mai dificil să joci contra băieților, da, și te ajută să te pregătești acolo unde o echipă de fete nu reușește să se bagă să performe. Da. Și face și Răzvan parte din această echipă, cum am spus, era Andrei Mureșanu și joia ne întâlnim cu ei și jucăm. Ne ajută mult în pregătire. Recuperare, blocaj defensiv, pasele care trebuie să le dai cu pământul când ai adversar de 1,80-1,90 m, nu mai poți să pasezi așa ușor ca și cu fetele și eu cred că ne ajută mult. Mi se pare un exemplu foarte bun. Ca profesor în școală să ai o astfel de echipă și să participi și să vezi aspectele, nuanțat aspectele lumii sportive.
în cazul nostru. Spune-mi cum se implică familiile în ceea ce înseamnă conducerea echipei. Îți spun, Laura, bag-o pe cutare, scoate-o! Nici o șansă. No way, Jose! Nu, no. A fost așa o fire mai hotărâtă și mai încăpățânată, să zic așa, și nu accept. Familiile mă cunosc și știu încă de când am luat fetele la antrenamente, nu le-am permis nici să stea măcar în sală. La antrenamente, chiar dacă fetele erau micuțe, așa cum v-am spus. Cred că odată ce ai adus copilul la sport și l-ai înscris la o clasă sportivă sau la un club sportiv, e bine să lași antrenorul să-și facă treaba așa cum o știe el. Altfel, dacă stă părintele în sală sau pe la geamuri, pe știne, copilul totdeauna caută un sprijin în el și nu mai e așa de receptiv la ceea ce îi spui tu. Am avut noroc de o generație la care majoritatea părinților au mai făcut sport înainte și au înțeles acest lucru și ne-am înțeles și ne-am completat. Să-ți dau un exemplu cu o persoană care n-a făcut sport și cum era situația. Acum câțiva ani, mai destul de mulți, făceam eu un curs de inițiere în not, la Dej. Și aveam două fete. Fetele, colegii mele de clasă din școala generală și din liceu, Livia Pop, Livia Dulămiță actualmente, avocata Livia Dulămiță. Da. Și încercam cu copii să sărim de la o platformă, nu mai țin minte, era de 3 metri, de 5 metri, alea mici erau niște nebune, cu dupul de mână să mergem să sărim. Eu eram încântat că alea mă iubește, că au încredere în mine. Și la început să le dau curaj, săream și eu cu ele. E normal. Și eram, nu știu la care dintre ele, eram la 3 sau la 5 și vine Livia. Și zic, acum s-a Livia de mine, ce fac eu cu fetele, că le arunc de acolo, sar de acolo cu ele și mă gândesc ce ceartă urmează. Și Livia ne ceartă pe toți. Ce mai stați acolo? Nu săriți odată! Înțelegi? Ce stați acolo? Nu săriți odată! Stai, eu cum v-ați fericit! Livia care n-a făcut sport de performanță... N-a făcut, a avut încredere mare în dumneavoastră, sunt convinsă. Nu, cred că așa se ducă. Sau probabil așa e ducă, da. Știm, suntem prieteni buni, dar cred că așa e ducă. Voi faceți treaba aia ca lumea, nu stați acolo să pierdeți timpul. Da, acum. Dar sunt mulți părinți care intervin, am văzut în special la fotbal. La fotbal e dezastru. Toți antrenorii se cred antrenori și toți se pricep și toți trebuie să facă cumva să joace copilul lor. Până am văzut la basket, la Cluj, la o profesoară pe care o admir eu foarte mult, pe Miorița, da. Iurian, părinți acolo și era un atat de 1,60-1,70 m, se învârtea de parcă el era Magic, era Jordan de la și mă gândesc că nici copilul nu poate să crească mai mare. Și mă gândesc că părinții, din dorința lor de a-și vedea copiii jucând și poate și din complexele lor, frustrările lor de mici, bă, sunt mic, dar copilul meu face basket și crește, se face mare. No. Și devin deranjanți pentru că fac presiune pe antrenor și am discutat cu antrenor și spuneam, mi-e foarte greu și chiar la început antrenori care au făcut performanță de mare nivel să zic că mai am probleme foarte mari cu părinții, ăștia sunt nebuni, toți vor să joace copilul lor și eu înțeleg, dar trebuie să câștig și eu meciul și era acolo, în loc să fie o gașcă comună, știi, erau împărțiți și erau tensiuni. Aici, probabil că la Cluj, fiind și club privat, acum, ce să mai... se poate întâmpla să fie ceva părinte care ajută mai mult echipa sau sponsorizează sau ceea și atunci nu trebuie să facă neapărat o presiune, dar antrenorul, probabil, din dorința de a răsplăti cumva faptul că reușește să se înscrie în campionat, să ducă echipa mai sus, probabil că ține copilul respectiv în lotul lărgit și încearcă să îl facă să simtă bine. Nu vorba de asta, de lotul lărgit, e vorba de să joace între primii, că dacă e lotul lărgit, zici, băi, ok, că nu pune presiune pe mine și nu-mi creează situații în care eu sunt judecat, că sunt necinstit de drept cu ei, că eu cultiv aceste valori. Nu, n-am avut probleme de astea nici la meciuri și chiar am în echipă, dacă e să vorbim strict pe ceea ce putem spune că ni s-a întâmplat nouă, o jucătoare a cărui părinte
mi-a sprijinit foarte mult cu sponsorizări destul de substanțiale, zic eu, și mulțumesc pe această cale, nu prea îi place să facă reclamă, deși o purtăm pe echipamente. Niciodată nu a venit să mă roage ca fata dânsului să joace un minut. Corect. Deci este conștient de faptul că a ajutat-o foarte mult până acum sportul. Și cred că se mulțumește cu faptul că face parte din această echipă și progresează de și la dacă la el are aduce din prinos, îi ajută. Da, deci ne ajută și ne sprijină, dar fără de a avea vreo pretenție sau a încercat vreodată să mă abordeze în această privință. Deci la Dej, cel puțin la echipa mea, n-am avut niciodată asemenea probleme cu părinții. Mă bucur foarte mult să aud lucrul ăsta și încă o dată felicitări acelei persoane care stă cât de cât în umbră și ajută prin copilul lui pe mai mulți copii la un mod decent, când nu pune presiune pe antrenori și pe alții. Spune-mi ce discutați cu copiii, cu părinții, care sunt șansele lor de evoluție în viitor, prin sport sau pe lângă sport? Discutăm și cu părinții și cu sportivii, așa cum v-am spus, eu întotdeauna am zis că până la 15 ani, să zic așa, este prematur să poți să dai un verdict asupra unui copil, cel puțin eu așa consider ca și profesor. Eu cred la fel, dar acolo, clasa 11-12, acum vedeți. Clasa 11-12, eu vă spun sincer, cel puțin la Dej, la basket, nefiind echipă de divizia A sau B, sau așa să B ca să pot să continue. Deci eu cam așa le-am orientat, chiar dacă probabil liceul o să piardă niște valori, dar să meargă spre niște cluburi unde pot să joace. Ai grilă? Te beneficiezi de grila de transfer? Sigur, dar cum să zic, până acolo, cel puțin la generația mea, de asta vă spun, cred că mai sunt ăștia doi anișori la care eu nu pot să vă spun concret care fete o să ajungă neapărat în clasa 11 să facă sport de performanță. Pot să le spun părinților, dar că cele care rămân la clasa de sport și știu care sunt acestea, toate au șanse, dar depinde mult și de ele. Pentru că fiind fete, deja intervin alte... Ce intervine? Mai intervine un șit în oraș, mai intervine un prieten, mai dragoste și iubire, și sigur că atunci zici, mă, dar e ce să mă duc eu la antrenament când pot să mă întâlnesc cu el, să ies în oraș și așa. Deci depinde și de ele ce-și doresc. Din generații întregi de fete răzbesc probabil și ajung să joace la divizia a 4-5 jucătoare. Cam așa se așteaptă toată lumea pentru generație, cum este Dejul, dacă ies 4-5 jucătoare de divizia, este super bun. Rezultat super bun. Ceea ce este îmbucurător pentru noi, sigur că și jucătoare de divizia, dar având în vedere că avem fete care sunt luate în vizorul loturilor naționale și participă la aceste loturi naționale, sunt convinsă că de acolo o să le fie mult mai ușor să fie observate și cooptate de echipe de club care pot să le sprijine și să joace în continuare la divizia. Aveți în școală vreo politică de genul? Vrem să câștigăm multe medalii sau vrem să dăm jucători la loturile naționale? Politica școlii e de a forma clasele sportive. După aceea ne gândim la performanță sau la a da copii mai departe. Sigur că ar fi ideal să reușești să obții și medalii, să dai și copiii mai departe, cel puțin la nivelul liceului, acolo se cerne, de fapt, cum a spus și dumneavoastră, cine ajunge sau tinde spre performanță. Sunt multe persoane și dintre cei implicați în sistem și din afară care nu înțeleg că selecția are 3 etape. Este o primă etapă, recrutarea sportivilor, apoi inițiere, apoi faza a doua selecție, iar la liceu, clasa 10-a, 11-a, 12-a, are loc selecția finală cu scopul de a intra în lotul național sau în loturile echipelor de divizia. Toți vor să facă o singură selecție la început și să se isprăvească.
Permanent să poți găsi talente și la alte școli să poate face... Da, da, dar zic, selecția spre vârful piramidei, cum e formată piramida cu multe echipe de juniori și se subțează și da. Aici intră spre divizia, nu poate să meargă, nu pot să meargă ăștia toți în sus. Unii sigur că renunță și mi se pare corect să fie avizați. Știi ceva despre burse sportive, școlare? Sunt sportivi care au beneficiat de burse sportive în Statele Unite. Nu. Eu aici la noi nu știu așa ceva. Nu, mă gândesc că poate să fie un sens foarte bun dat lucrurilor. Pentru cei care știu limba engleză, pentru cei care învață și spun, nu știu dacă neapărat aș vrea să joc într-o divizie în care nu câștig prea mult, dar m-ar tenta să pot să învăț, să știu engleză, să fac basket, să văd viața mea de viața mea prin sport și să prind o bursă sportivă în străinătate. Eu am antrenat o fată pe care am dirijat-o printr-un fost coleg de-al meu de echipă care este antrenor de volei la un colegiu în Statele Unite. Îmi mulțumește foarte mult pentru sfaturi, greu am convins-o. Acum este manager al unei echipe și s-a bucurat de multe lucruri, pentru că era bună. Era bună și i-au pus poza în semn de recunoaștere în facultate, au acolo Hall of Fame și apare și poza ei. La volei sunt mai multe, este o filieră, să spunem, sunt mai multe jucătoare care au ales drumul ăsta, au avut șansă. După ce să se gândească cineva și la sportivii din și dacă s-ar deschide, sunt convinsă că ar fi amatori. Deci așa cum am menționat, sunt sportivi care învață și bine, știu și limba engleză și ar putea oricând să plece dincolo dacă ar fi un pic sprijiniți și ajuta și ei și-ar dori treaba asta, dar trebuie să fie cineva alături și trebuie să fie cineva care să-i ajute să ajungă acolo. Eu mi-am făcut o emisiune cu un domn, prieten al meu, Cătălin Condurache, și el mi-a explicat despre fiul lui, care a avut o bursă în Statele Unite, a avut un accident foarte grav la genunchi și americanii l-au trimis acasă și l-au susținut financiar în continuare la școală pe toată durata facultății și s-au purtat ca niște oameni serioși de nivel academic. Și acolo m-am gândit că, de acolo m-am gândit că poate și prin misiunea asta și oamenii mai vorbesc să se știe că ar putea fi o modalitate de a-și face viața frumoasă prin sport. Nu atât de mult că devin performeri, devin profesioniști în sportul respectiv, ci sportul îi ajută să se integreze într-o societate, să se integreze într-o facultate în care învață lucruri prin care ei se susțin în viață. Da, acum eu vă spun, am discutat și cu fetele și sunt multe care și-ar dori să urmeze și facultatea de sport de aici, de la noi. Eu nu le-am insuflat neapărat dragostea de a pleca undeva în afară, vă spun sincer. Toate la timpul lor și sunt convinsă că lucrurile merg și o să meargă în asemenea măsură, o să deruleze lucrurile în care cine este făcut pentru așa ceva o să, și dacă are șansă, o să orienteze și spre burse dacă au posibilitate. De asta spun că poate să meargă vorba de aici. Eu am avut o mare plăcere să discutăm după ce spuneam mai înainte că te-am știut de când erai copilă și jucai basket la Petre Stăvaru, după aceea la divizia, tu erai jucătoare, eram antrenor la băieți. Da. Și după ce ai ajuns acum așa de recunoscută și iubită antrenoare, m-am bucurat foarte tare să vii să vorbim și ți-am spus că o să treacă timpul repede. Să știți că n-am vrut să vină deloc. Nu, că nu vreau să vorbesc. Lasă că vorbesc eu pentru tine și o seară bine. Da, vă mulțumesc. Sper că am abordat lucruri interesante exact de la teren referitor la educație, la șansele copiilor și așa mai departe. Ce rol are familia în educație? Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Îți urez să te iubească copiii și familiile lor la fel de mult și familia ta. Mulțumim. Mulțumim, Doamne ajută! Doamne ajută! Dragi telespectatori,
Să ne vedem cu bine pe curând.